Au confecționat mărțișoare pentru a le oferi mămicilor în semn de iubire și prețuire, dar și pentru a marca venirea primăverii. Este vorba despre copiii din grupa mare a grădiniței cu program prelungit numărul 2 din Reghin, care au participat luni 1 martie la un atelier de confecționat mărțișoare. Activitatea a avut loc la Muzeul Etnografic din Reghin și a făcut parte dintr-un proiect mai amplu. Este o activitate organizată de 1 martie, cu ocazia mărțișorului. Este un atelier de confecționat mărțișoare, face parte din cadrul proiectului Un mărțișor pentru fiecare, proiect care a avut două părți. În prima parte am adunat mărțișoarele făcute de preșcolari care ni le-au trimis și acum va fi și o activitate de jurizare și de premiere a celor mai frumoase, originale, creative. Un atelier de creație intitulat Mărțișorul Tradițional, în cadrul căruia copilașii de la grupa mare din grădința cu program prelungit numărul 2 Reghin, îndrumați de cadrele educatoare, de doamnele educatoare Voar Daniela și Asner Sabina, vor realiza mărțișoare sub îndrumarea echipei Muzeului Etnografic. Ajutați de meșterul popular Viorica Hărșan, dar și de educatoare, copiii au confecționat cele mai frumoase mărțișoare. Chiar dacă nu s-au aflat la prima activitate de acest gen, cei mici sunt de fiecare dată entuziasmați. Astăzi facem mărțișoare. Și cum le faceți? Ce aveți acolo? Avem un fel de bănuț de lemn aici și niște, un fel de sâmburi vopsiți. Și cum le faceți? Le lipiți sau cine vă ajută? Le lipim cu aracet. Și cui o să-l dai după aceea? Lu mami. O să lucrăm astăzi niște mărțișoare pentru mămici. Wow, îți plac mărțișoarele? Da. Ai mai făcut până acum? Am mai făcut. Și din ce le faceți? Le fac din pastă și niște boabe. Sunt greu de făcut? Nu sunt grele. Crezi că o să se bucure mămica ta? O să se bucure. Lipesc. Ce lipești? Faci un mărcișor? Da. Cum îl faci? Din ce? Din un ban de lemn. Și ce mai ai acolo colorat? Sâmburi de bostan. Cui îl dai după aceea? La mama. În toamna anului trecut am scris împreună cu colega mea un proiect despre mărțișoare. Asta ne-am dorit să realizăm. Acesta a fost inclus în calendarul activităților educative județene și astăzi ne aflăm la activitatea de jurizare a acestor mărțișoare primite prin poștă de la preșcolarii din județul Mureș, îndrumați de cadrele lor de educatoarele acestora. La final, după ce vor fi departajate lucrările, copiii vor primi locurile 1, 2 și 3, dar și premii de participare.